Un băiat de 15 ani din Rezina și-a pus capăt zilelor prin strangulare. Corpul nensuflețit al minorului a fost găsit într-o școală părăsită din localitate. Părinții copilului au alertat poliția pe motiv că băiatul a plecat de acasă seara, iar a doua zi nu a venit la școală și nici acasă. Că părinții l-ar fi certat pe minor, deoarece au găsit asupra lui un pachet de țigări. Ulterior, băiatul a fugit de acasă. Ieri, aproximativ la ora 11:20, în secția de gardă a Inspectoratului de Poliție Rezina, a pervenit un apel telefonic, precum că o minor de la liceul teoretic Alexandru cel Bun din orașul Rezina nu s-a prezentat la școală și nici acasă. După informația primită, au fost întreprinse măsuri, s-au format grupe de căutare și azi la ora 11:40, 12 a fost depistat minorul dat, adică mai bine spus cadavru, strangulat în școala nefinisată de la vale de școala liceu teoretic Alexandru cel Bun. Circumstanțele la moment stabilesc, să vedem cauzele, condițiile. Din stat putem spune că e caz de sinucidere, dar circumstanțele stabilim concret când o să fie informații suplimentare să primiți datele concrete pe cazul dat. Potrivit oamenilor legii din Rezina, acesta este primul caz de suicid printre minori din acest an.